la petrecerea de sâmbătă, Elena s-a simțit bine, foarte bine sau chiar prea bine, după cum remarcau celelalte concurente. Cât suc ai băut azi? Nu știu, vreo 3-4 căni, 5 căni. Pe primele 3 le țin minte, după nu știu, are mai așa. Iar a doua zi, după ce s-a dezmeticit, Elena era deranjată de remarcile făcute de fete. E bine că sunteți toate aici. Eu sunt foarte dezamăgită. Erai amețită, Elena. Eu ți-am zis aseară, Elena. Cât ai băut? Arătam bine, nu? Te uitai în ochii mei. Poate tonul pe care l-aplic acum nu e cel mai potrivit, pentru că, sincer, chiar sunt supărată. O cană, două mai puțin era ok, pentru că deja ai trecut un pic măsura pentru imaginea ta, că ai fost foarte simpatică. Ziceți că am băut mult, dar eram simpatică și râdeam. Se vedea și pe vorbitul tău că te bâlbâiai un pic, adică nu vorbeai foarte coerent. Și în emisia Mireasa de ieri, Elena își explica euforia, iar Arun era cavalerește alături de ea. S-a părut că râdeau sau erai tu veselă, da, de fapt? Da, bine, eu oricum eram veselă. În schimb, ele mă imitau și așa și da, s-a dovadă de un comportament foarte frumos și de un caracter ce-ți mai... Dacă voi sunteți mândre... La cine te uiți? La doamna Monica sau la... Ui și la doamna Monica și la Anda și la Alina. Acum, ce să zic? Eu când a venit la mine și m-a întrebat, ea chiar așa făcea seara. Bravo! Am râs împreună? L-ați acuzat pe Aron că eu am bătat. Deci pot să spun ceva? Nu el i-a pus în cană? În primul rând să vă țineți opiniile și afirmațiile pentru dumneavoastră. Consider că ne-am simțit bine amândoi. Iar chestiile de genul că eu am turnat prea mult și nu știu ce, v-ați uitat dumneavoastră în cana respectivă? Puștiu le reformulează totuși. Referitor la vârstă, nu sunteți în măsură să judecați vârsta unei persoane după o cifră? Perfect. Trebuia destul de frumos, băi Elena, uite, așa se vede, poftim. Te-aș ruga, te-am rugat frumos, mergi în casă, dacă ești o bună prietenă și te interesează. Dacă nu o să dai curs a ceea ce se întâmplă și o să râdeți în continuare, pentru că asta fac oamenii frustrați. Iar în pauza publicitară, Anda încerca să clarifice situația sperând la o conciliere. Ție ți-o părut că eu am jignit-o pe ea, cu ceva? Cu cine? Pe Elena. Tu, dacă erai o adevărată prietenă. Din ziua de două ori am întrebat dacă e ok. Ce și eu merg ce la paie dacă și era o adevărată prietenă. Nu, gen să o tragă deoparte. Să-i facă ce? Da, bă, auzi. Eu n-am băut, eu recunosc că n-am băut. Dar dacă și eu beam și eram în această stare cu ea și râdeam amândouă, era vina cuiva, mie mi se pare că ea cumva o căuta. Lăsați un pic, voi ai menționat că nu ai băut deloc. Da, și am zis că n-am foarte... băut. Și nici tu n-ai băut, deci voi toate erați treze. Pentru că eu de două ori te-am întrebat dacă ești ok să vă duci pe filmare. Se vede că mă simțeam foarte bine. Păi da, și eu de-aia te întrebam, Elena, ești ok? Da, păi se vedea că sunt foarte ok, mă simțeam foarte bine. Și tu trebuie să fii atentă, îți repet, uite doamna Monica cum dă, da, cum se getează și așa mai departe, fii foarte atentă. Discuția cu Monica. Pentru că o să am o discuție din nou. Tu ai văzut discuția cu Monica când eu i-am zis frumos, nu-l mai pentru că la urma urmei e conștientă ea și se alege lei. Mie poți să-mi torne oricine, oricât, că-s limitele mele. Și vă și spun, dacă sunt, unde e doamna Monica, dacă e curat, să trepare, văd, Elena, toată seara. Ea au zis că de-a treia am pierdut numărul. Da, pentru că restul le-am băut eu. Restul băut suc. Nu știu, eu i-am zis. Și suc. Eu i-am zis, nu trebuie să-l judeci, pentru că nu el e implicat, că-i toarnă, omul poate să torne oricât, e vorba strict de ea, că dacă și-ar fi pus ea cu mâna ei, cum ar fi dat? Eu am preferat să evit chestia asta. Păi eu de-aia i-am zis, deci te-am prefer să iau totul. Cât ai turnat. Eu prefer să iau totul în spatele meu, înțelegi? Eu tot nu prea înțeleg unde este problema în comportamentul meu. Elena, nu mă dat tot în filmare. Ai avut în filmare când te bâlbâiai, pur și simplu, și când făceai, deci eu nu te-am imitat, nu te-am îngânat. Pur și simplu, când Alina întreba, îți place de Aron? Îmi place foarte tare. Am răspuns acolo și am zis că nu răspund la această întrebare. Am zis și doamna Simona că nu poți să dea toată filmarea ce-a fost. No, eu nu rea pentru că nu am de ce să zic anumite chestii. De acum încolo jucăm altfel. Da, chiar ai vorbit așa frumos. Mulțumesc frumos. Foarte frumos. Ți-am spus că am aici procesor care bulează de tine. Chiar foarte frumos. Nu trebuie să fii mândră. Trebuie să vezi așa cum sunt. Mulțumesc frumos. Nu este, știi bine? Ești da. Bine. M-am bucurat. Să știi că m-am bucurat că ieri când s-a ies Andrei să mă uit de mână, nu m-ai luat, că nu era ceea ce simțe. Ai auzit, Andrei? Dar am fost atentă ce se fac. Dar nu pune nimeni presiune, voi vă puneți presiune singurei. Dacă voi doi ați face ce ați simți și sunteți degajați și liberi cu voi, cu siguranță cei în jur nu mă mai conta. Situația părea lămurită. Elena fusese mândră de atitudinea lui Aron, dar difuzarea unui alt material o îndemnase spre unele remarci. Mă simt dezamăgită. De ce? Îmi place afecțiunea, dar îmi place în modul în care să
se mențină o limită. Te-am mângâiat pe spate. Pentru mine nu e ok. Am înțeles. Nu o să pot să accept anumite gesturi pe care le fac în continuare. Eu simt că merit un bărbat care ține și la imaginea mea și la imaginea lui și care își poate gestiona atracția fizică într-o manieră diplomată. Să nu crezi că eu trec cu vederea ceea ce ai spus. Și totuși Elena avea să-și reconsidere afirmațiile anterioare, căci avea remușcări pentru observațiile adresate lui Aron. Chiar nu mi-am dat seama că a fost un reproș și nu mi-aș dori să te oprești, te rog, chiar mi se pare foarte frumos și cum te comporți și tot ce faci. Chiar am dat seama că eu am interpretat, efectiv eu am interpretat și chiar îmi pare rău. Chiar ok. Spui că suntem foarte drăguți și îmi place foarte mult cum îți arăți afecțiunea. Așa, măi. Înfrânat, da, încerc să mă deschid. Dar cum ți-ai și când nu mi se pare nimic înfrânat? Adică... Ai fi șocat de eu-l meu, foarte afectat. Da, timpul lor, că și la mine la fel. Da, sunt convins, dar și mai bine. Și mă bucur că ne acordăm timpul ăsta. Da, cum să nu? Și dacă după un anumit timp cădem de comun acord, măi, nu se poate mai mult, ok, nu vreau certuri, nu vreau tam-tam, nu vreau o discuție. Zici că eu îmi doresc altceva, ți-am zis. Și cred că se vede și din felul în care gestionez. Atâta timp când noi suntem într-o cunoaștere și ne dorim ceva și poate să fie, poate nu, că nu avem de unde să știm, că de la vrut până la putut, cale lungă de bătut. Vorba dacă suntem compatibili până la urmă. Sunt în spatele tău. Să știi că simt asta și îți mulțumesc. Cine se pune și așa, o să vadă pe propriile lui piele. Sunt om cu coloane vertebrale, nu fac căchică pe mine când ei se poartă o discuție. Și indiferent de ce zic ele, eu știu ce am simțit, știu ce am văzut, oricât ar vrea să o întoarcă și așa, că așa pe dincolo, eu am înțeles. Abține-te de la anumite comentarii, stai în banca ta și vezi de treaba ta. Acum lupt eu cum trebuie și văd eu ce trebuie să spun și cum să spun. Capricile iubirii. Ceea ce am... Da, dacă vrei să spui ceva, Aron, te rog. Să spun ceva. Te rog. I-am spus și Alinei și e și Valentina aici de față. Înainte să se spună chestia cu frustrate, am spus înainte de asta chestia cum că pe Alina o exclud din absolut tot și nu vreau să o bag în aceeași ciorbă cu restul persoanelor de acolo. De ce? Eu aveam treabă cu persoanele de acolo pentru că, na, am văzut din partea doamnei Monica... Păi și cine erau frustratele? Doamna Monica, în special. I-a spus, franc față. Asta pentru că a plecat și știi cum e, prinde hoțul, scoate ochii, știi cam așa. I-a spus și Aline și știe și Anda că chiar urma să am o discuție cu dânsa. Păi și doamna Monica e una. Tu ai vorbit la plural. Da, pentru că dânsa le tot atâțea pe fete. Și se vede destul de clar în toate imaginile cum dânsa era tot cu capul pe masă, dânsa tot punea întrebări, dar... Fetele, na. Da, voi, eu am prins ideea, dar eu aș vrea să înțeleg un lucru în ceea ce vă privește. Sau pe voi vă deranjează faptul că ați fost văzuți de către telespectatori în starea în care erați? Până la urmă face parte din viață, fraților. Se mai întâmplă, te mai duci la o nuntă, mai îți toarnă, cum se cheamă, îți toarnă chelner, un pahar, șampanie și nu-ți dai seama. Și bei și pierzi măsura la un moment dat. Pe mine... Și până la urmă e treaba voastră, adică nu... Pe mine unul nu, am înțeles că pe ea da și nu se va mai repeta lucrul ăsta. Dar acum poate să răspundă ea, să spună părerea ei. Pentru că vreau să vă zic un lucru. Dacă faceți un fapt, trebuie să suportați și consecințele. Adică, da, am vrut în seara asta să fac asta. Și am făcut asta și asta e treaba mea. Urmarea acestui fapt sunt tot felul de voci. Dar asta nu înseamnă că... Eu da, pe mine practic ce m-a făcut să mă simt așa dezamăgită la adresa lor a fost strict faptul că ele au văzut, adică ele nu consumaseră deloc suc, ele au văzut și niciodată nu mi-a spus absolut nimic. Doar m-a întrebat dacă sunt bine și este evident pe imagine că eu mă simțeam foarte bine, adică nu doar bine. Și da, mi-asum, până la urmă este ceva nou pentru mine să văd asta, că nu m-am mai văzut așa. Și sincer, nici nu am mai fost în situația în care să se râdă cu mine
Și apoi după să se zică, a, păi ce amețită era, ce nu știu ce. Asta pentru că nu filmezi tot ce ți se întâmplă în viață. Da, da, vă dați seama că a mai fost în... Vă dați seama că s-a mai întâmplat asta, adică... Elena, că nu cred că fii sigură că în viață, poate nu situații ca asta, dar situații similare au fost când oamenii au râs cu tine și după aia și despre tine pe la spatele tău, la. Fără să știi. Întâmplarea face că aici și vezi lucrurile. Da, da, clar. Da, asta este. Și... Știi cum e expresia aia? Câinii latră, caravana trece, știi? Da, eu am văzut, adică am văzut și prefer să păstrez o distanță față de ele pentru că e mai bine să... Elena, exact, e opțiunea ta și... Este mai bine să îmi aloc timp în altă parte. Pe de altă parte, și... trebuie să te gândești așa. Am făcut un lucru, mi-l asum. Clar, clar. Cu bune și cu rele. Că lumea poate să arunce cu pietre sau poate să-mi arunce cu petale de trandafiri în cale. Depinde cum mă vede fiecare, știi? Elena, dar tu de ce crezi că ele nu ți-au spus că erai prea veselă? Păi, își doreau și ele să râdă, adică ele se simțeau foarte bine, adică... A, deci tu crezi că ele au vrut să facă mișto de tine? Că au, nu, n-am zis asta, doar că ele râdeau și normal că le convenea să râdă și mai mult. Adică își doreau să continue ca să râde. Nu? Eu de asta am vrut ieri să clarific cu Aron și am avut discuția, pentru că cumva mi s-a părut că s-a dramatizat foarte mult subiectul de la ceea ce a fost. Și când a aruncat chestia cu frustrările, frustratele, am vrut să clarific, să văd punctul lui de vedere, dacă vede exact ca și Elena sau vede cu ochii noștri oarecum, că și ea are o parte de vină și fiecare trebuie să-și asume vina, nu să aruncăm mingea după gard. Da, și Elena a recunoscut că are partea ei de vină. Și vreau să spun un lucru, Elena. Au fost situații în casă care au scăpat de sub control. Știm bine situația cu Nora, care este recentă, în care s-a simțit foarte rău. A venit medicul și așa mai departe. Nu trebuie să vă amintesc. Dar nu cred că este un termen de comparație. Adică Altceva voiam să spun. Fetele, atunci când au simțit că e cineva... într-adevăr în pericol, au sărit, nu s-a glumit, nu s-a râs, nu s-a comentat pe lângă absolut deloc. Mi-aduc aminte că a fost un episod, iartă-mă Aron, dar trebuie să-l amintesc, și cu Alexandra. Nu a fost în prezența mea. Mă rog, dar a fost ceva, să spunem, similar cu ce ți s-a întâmplat ție, dar mult mai grav, ca să zic adică așa. Sincer, nu se poate compara. Da. Adică și atunci, asta spun, în situații în care lucrurile, să spunem, scapă un pic de sub control pentru unul sau altul din casa mireasa, ceilalți sar cu toții în ajutor. Indiferent de situația în care se află unii cu ceilalți, indiferent de conflictele care sunt în casă, oamenii devin extrem de solidari și sunt acolo. Bine, și să ne aducem aminte că reproșul ei n-a fost de ce nu m-ați trimis la culcare prima dată. Reproșul ei a fost de ce nu mi-ați spus că aveam machiajul curs. Păi da, eu am crezut că de-aia râdeau, ca după apoi în conversație să aflu că ele râdeau de felul în care eu vorbeam și cum povesteam. Păi tu ai venit la noi anunțată de altcineva, tu n-ai știut absolut nimic. Tu dacă nu erai anunțată, tu nu știai nimic. Deci pe tine nu te-a deranjat absolut nimic, decât că a doua zi ți s-a atras atenția că noi făceam mișto de tine, că aveai machiajul stricat. Și după aia te-am lămurit care a fost situația. Și la fel și bună. Scuze-mă, dar vorbiți cumva numele meu și nu este cazul, că sunt și aici de față și pot să zic eu foarte clar ce simt și ce gândesc. Eu am simțit de atunci, de când eram în prezența voastră, pentru că vă vedeam fețele și vedeam că nu sunt la fel cum sunt în general. Dacă ai simțit, am plecat după. Nu ai plecat. Nu ai plecat când am plecat noi tot, am dat curățenie și eu după ce ai terminat dușul te-am întrebat încă o dată, Elena, dacă ești ok, pentru că știam că aburul de la duș poate să-ți facă rău. Ai zis că ești ok, ai urcat, mi-am continuat curățenia. Da, păi eram foarte ok, adică se perfect. Și vede că mă simțeam foarte bine. M-am asigurat, am dormit liniștită pentru că am știut că tu ai urcat pe picioarele tale la culcare. Eu doar am sesizat că ceva este neregulă pentru că m-am uitat la fețele voastre, m-am uitat în ochii voștri și am sesizat că ceva este neregulă. Mă, e simplu. Dacă nu faci un lucru, nu o să existe urmări. Dacă îl faci, trebuie să-ți asumi că se poate întâmpla așa. Și în viață, vrei să spun ceva, sunt prieteni foarte apropiați care, mai devreme sau mai târziu, au râs unii de alții. Și poate te dezamăgesc, ce? Da, eu prefer să fiu înconjurată de astfel de persoane. Elena, da. Chestia că ești de câteva zile în casă, nu poți să numești nici prietene. Dar nici nu am numit prietene. Și dacă ai pretenția asta de la ele, oferă-le prietenia și o să se oferă și ele. Corect. Dar eu nu le-am numit prietene. Atunci nu știu de ce ai așteptări de la noi. Dacă scurgi data viitoare machiajul, o să râdă și nu o să zică.
Categoric. Nu, și asta spune prietene. Foarte multe despre ele, indiferent și de prietene și de neprietene. Adică poți să nu fii prieten cu cineva și dacă vezi ceva neregulă să-i spui. Ține de caracter și de valorile omului. Ale tale. Corect. Exact. Bun. De valorile fiecăruia. Ok.